Ne-am întors, stimați telespectatori, în platou. Așa cum v-am spus la începutul emisiunii, reiau știrea care pe mine m-a cutremurat, nu atât prin conținut, cât prin ceea ce stă la baza ei. Iată-o. Este o știre care vine taman de dincolo de Bosfor, din prietena și frumoasa noastră vecină Turcia. Presa de acolo spune așa, încerc să, dar n-am cum în limba turcă, nu prea le-am, dar vă traduc ce scrie pentru că știu în limba română. Dacă plecăm dimineață la război, scriu ziariștii, în 3 zile cucerim Europa. Deci, repet, dacă plecăm dimineață la război, în 3 zile cucerim Europa. Prima oară am rămas șocat la gândul că turcii au luat o razna. Bă, înțeleg, sunteți o putere militară, sunteți foarte tari, în Marea Neagră aveți resurse, a doua forță NATO, bă, dar totuși, pe ce s-or baza? Păi vă spun eu pe ce se bazează turcii. Deloc greșit, pe rezultatele unui sondaj de opinie făcut profesional la milimetru, la virgulă, de către o redutabilă firmă în domeniu, în toată Europa, NATO. Adică în toate țările. Le aveți aici. Bulgaria, România, Italia, Ungaria, Austria, Polonia, țările nordice, da? Din țările nordice se pare că numai una din țările baltice, pardon, da? Ia cătă Germania, ia cătă Franța, ia cătă Spania, Portugalia, canalul Mânecii traversat în Irlanda și în tot Regatul Unit, în Anglia și Irlanda. Deci toate țările, Polonia, bineînțeles, da? Toate țările NATO, sau aproape toate țările NATO, au fost ținta acestui sondaj de opinie. Care credeți că a fost miezul sondajului? Sunteți dispuși să luați arma în mână să vă apărați țara? Am luat-o și eu pe scurtătură, în sinteză. Cam așa suna. Răspuns majoritar. Nu. Nu? Nu. Eu am vorbit în România, nu la televizor, așa, în România cealaltă, de dincolo de ecran, din spatele ecranului, de foarte multe ori subiectul ăsta. Și cu generația fiicei mele, care este generația care acum are 20-25 de ani. Și cu ei mai puțin de 20 de ani, 15, 16, 17 ani. Și cu ei de 30 de ani. Am vorbit cu o grămadă de oameni. Răspunsul unui sondaj ad hoc făcut de mine în decursul timpului este același. Nu. Nu ne-am suit în avioane și am plecat, ne-am suit pe primele trenuri sau pe primele curse de-astea de autobuze și am plecat, sau pur și simplu ne-am duce în vacanță. Mulți spuneau ne-am duce în vacanță. Bă, dacă începe războiul, ce faci? Mă duc în vacanță. Ok. Aici și un pic de retard. Este și un pic de incultură și retard să spui că pleci în vacanță într-o țară care se află în război. Dar, repet, în Europa, eu am crezut că România are o problemă. Nu. E mult mai grav. Turcia au seizat. Europa are o problemă. Turcii pare să că au scopuri mult, mult mai bine stabilite, mult mai temeinic urmărite și mult mai programatic clădite. Da? Ca dovadă. Ce se întâmplă în Turcia? Vă spuneam la începutul emisiunii și reiau, e o informație foarte importantă. Doi capi ai armatei, vârfuri ale armatei turce au fost azi maziliți, ce bine se potrivește termenul, au fost maziliți de Erdogan și înlocuiți. În celebra poveste, bă, ești ghiulenist, da, ești cu lovitura de stat, marș acasă și a pus oamenii lui. Întrebarea mea, o reiau azi după 48 de ore, am mai pus-o. Atunci o puneam, ca întrebare, o formulam la adresa lui Coarnă, de la Sindicatul Polițiștilor. Acum vă întreb pe dumneavoastră și e temă de dialog. Credeți că aceasta, valul ăsta de plecări din armată, interne și servicii, este o epurare provocată, epurare politică provocată sau este doar, adică este epurare printr-o sperietură numită legea pensiilor, să nu credeți că îi dă afară PSD-ul din armată, nu, nici pe departe, sau din interne, nici pe departe, sau Tăricianul cu ALDE, nu. Este, în opinia dumneavoastră, ce se întâmplă acum, un proiect politic care a plecat de la legea pensiilor, i-a speriat pe oameni, oamenii pleacă acasă pentru a fi înlocuiți cu miile, cu zecile de mii de loiali politic puterii actuale? Sau este într-adevăr o prosteală fără margini numită lege a pensiilor speciale care a generat această viitură? Asta este întrebarea, vă repet, întrebarea are ca fundament și punctul de vedere exprimat astăzi în presa de la Istanbul. Bună ziua, sunteți în direct! Bună ziua, stimate domnule Barbu! Bună ziua, Mihai! Vreau să spun că în 1990, sau mai bine de atunci încoace, noi nu mai suntem un stat apărat de cineva. Noi suntem la cheremul celor de afară. Vreau să vă spun că
În 90 au deschis porțile tuturor acelor oameni investitori de bine sau mai mult, de mai puțin de bine. Cine trebuia să mă apere de mine, cetățeanul de la Strung, de pe câmp, mai știu eu, din laboratoarele științe din țara românească, de acest dezastru economic care s-a întâmplat de aproape 30 de ani. Acum vin unii, așa zis, cetățeni de bine și ne împart în două, stimate domnule Barbu, salariați de la stat, salariați de la privat. Ne împart în două, vezi, doamne, în și țară din lumea asta s-a mai întâmplat, stimate domnule Barbu, ca atunci când stai degeaba să câștigi mai mult decât atunci când muncești. Cei care au plecat afară și au luptat pe acele fronturi, Afganistan și așa mai departe, Kandahar, cum spuneți, de acord, dar ei au plecat pentru bani. Ei, când ies la pensie, vor avea o pensie mai mare decât cel care va pleca în locul lui acolo. Deci este posibil că atunci când ieși la pensie, când stai degeaba, să ai mai mulți bani decât acel care practic stă cu arma în mână? Mihai, poți să întreb ceva? Da. După părerea ta, crezi că e posibil ca Federația Rusă să execute lovituri militare împotriva României, adică lovituri pe teritoriul României, da sau nu? Sincer, da, cred. Deci, e posibil, teoretic e posibil, da? Da. Bun. Cine crezi tu că va fi solicitat primul să aibă o reacție? Civilul sau militarul? Militarul, cel cu arma în mână, nu pensionarul care ia pensii mai mari decât militarul. Am înțeles. Dar militarul, așa? Dar militarul cu arma... Nu, militar. stai un pic, să nu ne înfierbântăm. Militarul cu arma... Nu mă înfierbânt deloc, Mihai, domnule. Mihai, militarul cu arma în mână va fi și el pensionar militar? Atunci când va fi el pensionar militar, va veni altul în locul lui, care va fi primul pe linia frontului. Foarte tare, numai că acum, în armată, în armată, salariile se vor mări, am înțeles, sau se face cu legea salarizării. Erau niște bătăi de joc de salariu. Niște bătăi de joc. Iar dacă rușii, cum cred că este foarte posibil și îmi place că și tu crezi la fel, fac un exercițiu, hai să-i spunem, să nu spunem un atac armat, un exercițiu în care sunt lovituri chirurgicale, punctuale, într-o zonă sensibilă, cum este zona Deltei Dunării sau zona limitrofă Prutului. Da? Da. Armata română va fi într-o situație foarte delicată. Cum răspunde? Răspunde cu aceeași monedă, adică încărcăm arma și tragem? Rușii nu le vor recunoaște, nu și le vor asuma direct. În Ucraina, războiul civil din Donbas, mulți spun, eu nu-mi permit, dar mulți spun că are în spate armata rusă. Da? Au nenorocit țara aia, au fracturat-o, ca să nu spun că s-au dus și au anexat pe timp de pace o bucată uriașă numită Crimea. Da? Dacă mâine trupele Federației Ruse trec din Transnistria și ocupă gurile Dunării și ne limitează țara fără delta, ia delta aia noastră, zic ei, ce facem noi? Ce facem noi, cinstit, după părerea ta? Cei ce ne-au învățat, stimabilii noștri conducători, care am avut din 90 încoace, ne-au învățat în așa fel încât să ne învrăjbim unii pe alții. Mihai, tu vorbești pe bune, eu te-am întrebat ceva serios. Dacă rușii printr-o reducere la absurd anexează delta Dunării și spun, bă, nu mai e teritoriul vostru, e al nostru, ce facem noi, concret, după părerea ta, ce trebuie să facem? Păi, în primul rând, ar trebui să ne apărăm. Cu cine, prietene? Păi, asta, dar eu ce-am spus? Păi tocmai ăștia cu care vrei să te aperi, pe care îi vezi în imagine, bravii noștri militari, buni, răi, proști, ăștia sunt, ăstora le spui că au o grămadă de restricții, nu își pot face afaceri, n-au voie să facă... Un moment, domnul Barbu, ăștia nu sunt pensionari, sunt activi și nu au venitul care îl vor să-l aibă viitorii pensionari. Păi da, dar pensionarii noștri, ăștia, militarii noștri activi, Sunt ca plantele, se dezvoltă și se fac mari, nu rămân mici. Adică se fac pensionari. Dar ce le spui la pensie? Poftim? Păi, dar nu li dă voie să crească solda lor ca militari ca să nu afecteze bugetul lor de pensii. E posibil așa ceva? Bine. E un punct de vedere, ți-l respect. Deci, după părerea ta... Și eu vă respect pe dumneavoastră, dar este nu, bine... Mihai, asta este emisiunea. Eu te întreb așa, în finalul discuției. Da. Plecările astea masive din armată, din punctul tău de vedere, sunt pentru bani, pentru pensie, sau pot fi un joc politic mărșav? Tare mă tem că la origine practică e altceva.
Bravo, și eu gândesc cam ca tine. Bravo, mă bucur că ai dubii. Dubii adică astea... nu e nimic real, nu e nimic care să însemne patriotism. Am înțeles. Bine, Mihai. Mi-a dispărut patriotismul din noi ca popor. Bine, Mihai. Mersi mult de tot. Vă reamintesc că astăzi a avut loc un incident grav. Nu un incident, un act armat grav de terorism în zona aeroportului din Kandahar, Afganistan. Din fericire, militarii români nu au înregistrat răniți sau morți. Din păcate, colegilor din armatele NATO, cu care împreună operează în acel teatru de operațiuni, au înregistrat și au declarat pierdere. Avem imagini de astăzi din zona lovită de acest atentat terorist, de această explozie a unui vehicul capcană, unui autocar sau unui autobuz capcană, cum vreți să-i spuneți. Repet, ăia care sunt acolo vor ieși la pensie. E adevărat că Mihai are dreptate. Au plecat în Afganistan pentru bani. Dar au plecat și pentru că oastea română le-a cerut, că sunt scorpioni în bleu, că sunt dragonii roșii, că sunt nu știu cum, le-a ordonat șeful armatei să reprezinte România, să-și pună tricolorul pe umăr, să meargă, uitați, să meargă alături de ăștia în Afganistan. Bă, și repet, unii se întorc în coșciuge plumbuite. Bine, vom discuta și despre asta. Din fericire am spus, ca să stea femeile liniștite, să stea oamenii liniștiți. Ai noștri n-au plătit astăzi nici cu sângele, nici cu viața. Dar colegilor de arme au murit pe front în Afganistan. Bine, revenim după 2-3 minute de publicitate. Sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. O discuție incendiară în a doua parte a emisiunii după ora 19. Revenim imediat. Ne-am întors, ultima parte a emisiunii, o ediție specială dedicată unei situații absolut fără precedent în ultimii 27 de ani de democrație. Nu s-a întâmplat niciodată, din 1990 până astăzi, ca din instituții ale Sistemului de Siguranță Națională să plece în câteva zile mii și mii de oameni. În foarte puțin timp, foarte mulți oameni. Aveți pe ecran... Mai spun o dată pentru că, repet, merită, este știre cu care eu aș fi deschis orice jurnal de știri din orice televiziune din România. Presa turcă spune așa, dacă plecăm, se referă la armata Turciei, dacă plecăm la război dimineața, în 3 zile ocupăm Europa. Arată o hartă cu toate țările în care s-au efectuat sondaje de opinie cu întrebarea către cetățenii țării aceleia, că e România, Polonia, Germania, Franța sau Spania, Portugalia, Anglia sau Irlanda, nu contează, țări europene, membre NATO. Sunteți în caz de război, sunteți dispuși să puneți mâna pe arme să vă apărați țara? Răspuns majoritar, nu. Asta a făcut ca la Istanbul să apară o știre halucinantă. Am putea ocupa Europa în 3 zile. Armata Turciei nu este o armată de strânsură, nu este o armată bagatelizată sau pe care o poți bagateliza, nu. Este o armată serioasă. A doua putere din NATO după Statele Unite. Știu că multora le este greu să înțeleagă sau să creadă, să fie sănătoși. Am vorbit în pauza publicitară acum cu un coleg. Nu spun cine, la noi aici în echipă. Bă, băiat tânăr, 30 de ani. Prietene, dacă începe războiul, ce faci? Ce credeți că mi-a spus? Păi, Tudore, am vorbit cu Vărmiu, totul aranjat, plecăm în munți. Eu am crezut că glumește. Nu, nu glumea. Bă, zic, măicuța ta trăiește? Bineînțeles că trăiește și mama. Mama e mama mea, o iau cu mine, normal. Asta este. Mă întreba la modul serios dacă vom vedea tancuri rusești pe Calea Victoriei. Nu, bineînțeles că nu vom vedea. Dar faptul că la frontiera de est a NATO ne aflăm și noi, ca și Polonia, ca și țările baltice, ca și cine vreți voi, ca și... Da? Iar în partea ailaltă se pregătește, o să vedeți imediat informația, se pregătește cel mai mare exercițiu militar. Hai să-i spunem deocamdată exercițiu militar. Da? Cel mai mare din istoria de după 1990, de la URSS încoace. Nici Comunitatea Statelor Independente, nici URSS-ul și nici atât Federația Rusă sub Putin nu au desfășurat 100.000 de militari la frontiera NATO niciodată. Acum, în toamnă, așa va fi. Da? De la Karelia, Polonia, țările baltice, până jos la Republica Moldova și Transnistria, vor fi 100.000 de militari ruși. Vor fi 800 de tancuri, vor fi 400 de piese de artilerie și baterii de rachete adevărate, nu pistoale cu apă.
Rusia pregătește Zapadul. Așa se numește acest exercițiu militar. Știți care este cea mai mare problemă acum în cancelariile NATO și la headquarter, la cartierul general NATO? Problema lor este așa. Ok, acest exercițiu numit Zapad este clar, i-a anunțat 100.000 de militari. 100.000 de militari ruși. Da? Perfect. Tancuri, artilerie, Iureș Mare. Întrebare, vor mai pleca vreodată din zonele de exercițiu, adică în principal din Belarus? Dacă nu mai pleacă, avem încă o zonă de pseudo-conflict înghețat. De ce spun asta? Pentru că acum NATO își pune așa problema și este public, nu este informație pe surse, nu e public. Ce apărăm mai repede și mai eficient? Granița Poloniei sau țările Baltice? Dacă mari artizani ai strategiei NATO își pun întrebarea asta, cât de serios e subiectul? Cât de serios este subiectul, vă întreb eu pe cei de acasă. Dacă asta este problema, că rușii pregătesc un exercițiu de 100.000 de militari la granița cu noi, căci noi suntem hotarul, România e partea hotarului estic NATO. Dacă ăștia pregătesc așa lucrurile, iar noi ne uităm ca muta la barieră, cum pleacă din interne, cum pleacă din apărare, cum pleacă din serviciile de spionaj, cum pleacă din contraspionaj, adică din SIEJ, din SRI, cum pleacă din toate structurile de siguranță națională, mii și mii de oameni. Nu ne întrebăm, bă, încotro? Nu trebuie să-i punem întrebarea, cum am pus-o și spun pe post. Domnul Johannes Klaus Werner, domnul președinte, de ce a lipsit ieri de pe ordinea de zi a CSAT-ului subiectul ăsta? Poate nu e important. Poate în ordinea firească a lucrurilor. Poate pe mandatul lui Băsescu, Iliescu și Constantinescu au plecat la fel. Mii și mii și mii și mii de ofițeri și generali. Nu s-a întâmplat, domnul Iohannis, niciodată așa ceva. Este prima oară. Este prima oară când pleacă într-un termen foarte scurt, într-o perioadă de timp foarte scurtă, domnule președinte, foarte, foarte mulți experți. E adevărat că printre ei sunt niște uscăciuni care au ajuns la apelul bocancilor sau pe șpagă sau pe relații politice au ajuns generalii. E adevărat. Dar majoritatea dintre cei care pleacă sunt niște oameni temenici, oameni adevărați. Da? Întrebare pentru cei de acasă. E posibil ca tot valul ăsta de plecări să fie provocat, intenționat, politic de această lege a pensiilor speciale pentru ca locurile, miile de locuri să fie ocupate imediat de către PSD și ALDE cu o gardă pretoriană PSD-istă? Întrebare. E posibil ca cei care pleacă din apărare, din interne și din servicii, spionaj și contraspionaj, să fie înlocuiți de garda pretoriană a lui Dragnea și Tăriceanu? Poate sunt eu nebun. Bă, poate sunt nebun. Dar dacă nu e așa? Dar dacă oamenii ăștia pregătesc țara ca din punct de vedere militar să fie loială politic, în contextul în care, conform Constituției, conform legilor țării ăsteia, militarii n-au voie să facă politică, nu au voie să fie afiliați politic, nu au voie decât o singură politică au. Trapelul și poporul. Sunteți în direct. Bună ziua! La Brașov. Salut, Marcel, ești în direct. Salut, bună ziua! Bună ziua! Cu ce să încep, cât mai multe. Cu ce vrei tu, Marcel? Vreau să știu dacă părerea ta, care e părerea ta primind plecările din sistemul de siguranță națională? Părerea mea, nu e bun plecarea din sistem și eu sunt în sistem. Eu o să mai am de stat câțiva ani și îmi pare rău că nu plec acum. Wow! Pentru că acum e o posibilitate, dar nu putem să plecăm. Dacă puteai, plecai, nu? Da. Păi și nu te făceau ăștia trădători? Nu spuneau că trădezi țara, jurământul? Nu. De ce? De ce? Dar de ce ai fi plecat? Păi pentru că acum să ieși în favorabil mie. Păi tu ești, da? Militar, ești militar, da? Păi sunt, am depus jurământ. Ai depus jurământ față de țară, da? Și popor. Da. Păi nu-i mai important, nu-i mai important jurământul decât bunăstarea familiei tale? Nu cred. Bravo, răspuns cinstit. Dacă spuneai altceva, ți închideam telefonul. Nu cred. Păi n-ai auzit că sunt o grămadă de oameni civili care spun că voi, militarii, trebuie să serviți patria, iar la pensie să fiți ca oricare altul. Nu, le spun celor civili că militarul apără patria, iar cel la pensie în caz de război o să fie linia a doua. Iar ei, care tot ne critică, pe noi militari, o să se ascundă în munți, cum spuneați dumneavoastră. Ostal meu pleacă în munți cu toată familia, e clar, mi-a spus omul cinstit. Tudore, e totul pregătit, bagaj, rucsac, în munți. Bine, el crezând în naivitatea lui că munții nu se ocupă numai orașul București și împrejurimile. Da, asta. Ok.
Bine. Da. Nu te întristează ce sunt. Care, apropo, fiind în sistem, fiind militar, cum ți se pare că legea pensiilor e o sperietoare și o folosesc ca pârghie politică să înlocuiască militarii în armată sau e doar pe bună o prosteală fără margini și au scăpat ca ei? E o prosteală. E o prosteală. Să dea Dumnezeu. Domnul Dragnea, cred că nu știe ce se întâmplă. Ultima întrebare. Auzeam aseară un distins și extrem, extrem de bun român, mi-asum ce spun, general, pe numele lui Constantin Degeratu, chiar un general bun român, spunând că este extrem de posibil ca într-un scenariu nu prea îndepărtat Federația Rusă să execute misiuni de luptă pe timp de pace nerecunoscute, neasumate pe teritoriul României. Tu ce crezi? Nu cred treaba asta. Să dea Dumnezeu să ai tu dreptate, nu Degeratu. Corect, mergem mai departe. Bună ziua, sunteți în direct. La Timișoara, salut Emile. Alo? Bine, la Timișoara Emil a închis telefonul sau nu vrea să vorbească cu noi. Vă reamintesc, voci din armată de pe un site în care foarte mulți rezerviști armate, dă-l pe post, spun că cer, atenție, ce cer militarii rezerviști, anularea efectelor jurământului militar după pensionare. Militarii spun că nu au voie să facă politică, să fie aleși, e așa este, nu au voie, să aibă o afacere din care să facă bani cinstiți pentru familiile lor. Și, ca răsplată, sunt bălăcăriți în presă și discutați la capitolul pensii speciale neactualizate. Veți ajunge curând, mercenari? Nu. Veți ajunge curând să angajați mercenarii? Era în text, aici e scris complet, aiurea, a modificat cineva aiurea în tramvai. Spun militarii pe site-ul Sputnik. Deci nu, veți angaja, iertați-mă, e bine. Veți angaja curând mercenari, spun militarii pe site-ul Sputnik. Dacă am ajuns pe un site unde socializează, militari care au servit țara și sunt acum în rezervă. Cum este acesta, Sputnik? Dacă au ajuns să spună, atenție, veți ajunge să angajați mercenari. Nu e în regulă. Și am avut o discuție, repet, și în pauza publicitară, dar și înainte de pauză, cum e cu plecatul celor din Afganistan, după evenimentele triste de azi, unde au murit militari NATO, din fericire nu români, dar au murit săracii la datorie. Mi-a spus cineva, bă, vezi că nu ai spus și spui că mereu că pleacă la ordin. Da, pleacă la ordin, bineînțeles. A, că selecția se face prin voluntariat, da. Dar odată voluntariatul admis de către armata română, ăia de redevin după actul de voluntariat, adică eu, nenea, vreau eu, ăia sunt militari la ordin. Poartă uniforma armatei române și sunt la ordin în structura militară românească. Parte a unei armate multinaționale, a unei forțe multinaționale. Să nu vă imaginați că se duc acolo mercenari, că se leagă la cap ca Rambo cu o batistă și își pun trancane. Nu, sunt militari ai armatei române la ordin. Și mulți dintre ei, din păcate, ați văzut în decursul ultimilor ani, se întorc acasă în conserve de plumb. Alexandru la Iași, ești în direct. Alo, da. Să trăiți, domnul Barbu. Cu respect. Andrei și Alexandru mă numesc. Sunt fost ofițer de carieră, că acum sunt pensionar. Sunt fiu de țăran. Când trebuia eu să accept în lumea mai departe decât liceu, aș fi vrut să mă fac doctor. Dar situația părinților mei nu mi-au permis. Mi-au permis situațiile din armată. Că făceam școala militară gratuit. Cu contractul corespunzător. Corect. Contract pentru 9 ani și renunț la libertatea ta. Pentru 9 ani. Câți ani ai servit? Câți ani ai fost militar activ? Am ieșit la pensie la 45 de ani, pentru că nu am vrut eu să ies atunci. Dar așa a fost situația. Atunci s-au desființat unitățile militare și nu aveam cum decât să mă duc la vreo 200-300 de kilometri mai încolo. Asta a fost celebra cerere NATO de restructurare a armatei române, nu? Asta a fost. Păi da, vezi, e foarte bine că... Ascultă-mă. E adevărat, numai că civilii uită că o grămadă de militari români au fost scoși cu japca la pensie pentru că așa a vrut NATO restructura. N-am avut încotro. Așa este. Eu și mie de curiozitate, Alexandre, ce pensie ai? Acum am 3.005 lei. 30 de milioane brut, 30, brut. Adică în mână, cât iei tu în mână când vine poștașul? 2800 și ceva, adică 28 de milioane vechi. Perfect. Asta ca să vadă lumea cam cum stăm cu pensiile, repet, după câți ani de armată? Eu am ieșit la 45, deci 25 cumulat cu... Lasă cumulat, efectiv 25. Am fost Bine.
În sfârșit. Zi-mi, Alexandre, cum ți se pare ție, ca fost ofițer al armatei și ca pensionar militar, cum ți se pare situația cu plecările astea? Care e cheia? Cum o vezi tu? Domnul Barbu, când eu am făcut contract cu statul român, mi s-au promis niște chestii care mi-au convenit. Am renunțat la libertatea mea, a mea și a familiei, în contul treburilor care mi s-au promis. Adică? Așa a fost contract atunci. Că ești la pensie la 52, că, mă rog, alte chestii. Așa. Cu legea armatei de atunci. Păi da, mă, Alexandru, dar vezi, nu știu vezi că oamenii... De ce nu s-a respectat legea și contractul meu de atunci? Nu, eu te întreb altceva. L-ai auzit pe cetățeanul acum vreo jumătate de oră care a spus, domne, ăia ca tine, cum ești tu, care au făcut armată și pe vremea lui Ceaușescu, stăteau mai mult cu sticla de vin și cu mâna eu pe... Eu nu știu ce să discut cu cei din viața civilă, pentru că ei știu problemele lor. Am și eu niște chestii cu viața civilă, că am fost câțiva ani comandant de batalion la Gărzi Patriotice. Și aici, la CUC, răspundeam de 7 secții, unde aveam și eu în fiecare secție niște câte o magazie când jurește. De câte ori m-am dus în bine, control la Alexandre, nu mi-ai spus, Alexandre. Secție, erau des turte. Alexandre, eu nu am treabă cu viața civilă, eu nu știu, nu mă bag în treaba lor. Eu când am făcut contract cu statul român, am făcut contract în condițiile astea. Poți să-mi spui în două vorbe cum ți se pare acum ce se întâmplă concret cu acest val de pensionări? Știți cum? Când am ieșit eu la pensie în 91-92, am ieșit atunci, poate dumneavoastră nu știți, nu aveți informații, dar vă puteți informa. Au ieșit la pensie circa 11.000 de maiori și capitani. Ăia erau, cum să spun eu, fruntea armatei române. Și au rămas ca să ducă pensia mai departe, până la serviciu mai departe, până la 60 de ani, niște căcăcioși de general și de așa făcuți din 68, s-a măsat mama focului, scuzați expresia, care nu mai erau buni de nimic. Așa, și-au ieșit la pensie atunci floarea armatei ofițerimii române și-au rămas general, care acum au prins și ei la unghie cu PSD-ul, că, mă rog, asta e treaba, și acum au prins treaba și au ieșit. Mersi mult de tot. Mersi mult de tot, Alexandre. Mergem mai departe. Bună ziua, sunteți în direct. La Craiova. Alo. Salut, Nicolae. Bună ziua. Te ascult. Domnul Barbu, cred că e bine ca toți ascultătorii noștri să afle adevărul despre subiectul ăsta. Pensii mai mari decât salariile celor care sunt în activitate. E o diversiune pe care nimeni nu vrea să o explice și aș vrea să vă explic eu care am plecat din sistem. Dar poți să deci, o faci repede așa, da? Da, repede, hai, repede. Zi, zi, Nicule. Ce s-a întâmplat? Este vorba de 5%, poate sub 5% din pensiile militarilor care sunt în această situație. Cum s-a ajuns aici? La nivelul ministerului și cei care au făcut legea 223 în 2015 au reușit să acorde un spor celor în activitate, dar numai la funcții de conducere, și acolo e vorba de 5% din funcțiile de conducere din minister, care să le permită să-și mărească salariul cu 50% pe perioada unor 6 luni și ar plătește la pensie cu o pensie mai mare decât salariul pe care l-a dat. Mai spune-te, rog frumos, odată, anul. Deci, în tot, când s-a dat ultima lege... Zi, dumne, anul! 2015. Cine era la putere în 2015? Ce PSD-ul, de asta eu consider cine că a fost o diversiune. Așa, tată, bravo, în sfârșit un telespectator pertinent și la subiect. Dacă o spuneam eu, eram acuzat politic. Bă, ce faci, mă, dai noi? M-am uitat astăzi, prietene, m-am uitat azi, Nicule, la Dragnea și la ăștia, ce șocați sunt ei și ce acuzatori la adresa legii dată de partidul lor. Exact, exact. Cum îți explici? Păi, vă spun eu cum explic. Ei au știut de atunci și atunci era fiind în preajma anului electoral, știau că trebuie să vină cu niște oferte care să bucure pe toată lumea. Și atunci ce au spus? Domnule, oricum când vom ajunge la putere, nu vom avea sustenabilitate pentru pensiile militare. Și atunci ce facem? Haideți să creăm imaginea că ăștia ies la pensie toți din armată cu pensii mai mari decât salariul în activitate. Dar e vorba de un procent de sub 5%, adică cei care beneficiază de acel spor de 5%, vârfurile armatei. Întrebare, Nicolae,
crezi că poporul român, în caz de Doamne ferește, este pregătit, e dispus în primul rând sufletește să-și apere țara? Eu cred că poporul român este dispus să-și apere țara, să știi. Cum ți se pare sondajul făcut în Europa, sondaj din care a reieșit că majoritatea nu prea sunt dispuși? Păi, la ora actuală în Europa s-a creat impresia, deci la ora actuală s-a creat impresia că nu mai merită să lupți pentru valorile naționale. Bravo, datorită globalismului și datorită faptului că oamenii știu că ei nu pot să lupte sau într-un conflict mondial se bat decât doi inși, domne, americanii și cu ruși. Bravo. Ce rost are să mă mai lupt eu când oricum ei se pot bate? Cum ți se pare, și Nicolae? Pot să-și aranjeze victoria la o adică. Bravo, bravo, Nicule. Poate să fie blat. Bătaia lor poate să fie exact. Blat. Bravo. Care blat să le aducă niște avantaje. Vânzări de armament, în primul rând. Nu numai asta. Să mai reducă un pic populația globului, că și așa nu ne mai poate hrăni globul ăsta. Deci sunt niște lucruri dirijate de anumite cercuri pe care oamenii în general au început să le afle datorită internetului, datorită... Cum se pare afirmația, ultima întrebare, cum se pare afirmația făcută azi de presa turcă dacă plecăm dimineața la război, în 3 zile ocupăm Europa? Mi se pare o aberație dată de un dictator. Mulțumesc foarte mult, mergem mai departe. Bună ziua! Bună ziua, domnul Barbu! Vă ascult! Da, Dragoș! Am mai intrat și acum foarte bine, cu domnul general și cu domnul... Foarte bine, lasă-mă zi, treci la subiect, ce dacă ai intrat, bravo! Mai țineți minte când v-am spus că rușii ne ocupă în 2 ore? Da, mi-aduc aminte. Vă aduceți acum, puteți să-mi spuneți dacă rusul, noi, ca o țară micuță, ne ocupă în 2 ore și a spus atunci că nu se poate, că e NATO, că vin americani, că ne țin, că e steagul american. De ce poate acum Erdogan toată Europa să o ocupe în 3 ore? Eu, spre deosebire de Nicu dinaintea ta, cred că Erdogan, și de fapt nu Erdogan, presa turcă, dacă este... Da, presa turcă, nu el. Dar oricum, presa turcă e portavocea lui Erdogan. Erdogan a transmis Europei un mesaj de forță și de poziționare, după părerea mea. Articolul ăsta în presa turcă nu apărea așa fără acordul politic al lui Erdogan. Normal, logic, asta e logic. Eu cred că este un mare semn de întrebare privind poziția viitoare și jocul viitor al Turciei. Mai țineți minte când v-am spus că nemții, italieni și englezii, dacă e să fie o chestie la noi în țară, întorc spatele imediat? Și așa vor face și acum. Pentru că, cum a spus dumneavoastră, că dacă vine rusul și spune că delta e al lor, noi nu avem ce să facem. Întrebare, acum pe bune, ce faci? Întrebare, acum, sincer. Eu mă duc la război. Păi tu, dar cine te cheamă la război? Păi eu sunt militar. Ai văzut? Și civilul ce face? Bine, civilul mi-a spus că... Știi că sunt și oameni din armată care fug imediat, nu stau. Băi, inginerul meu care se ocupă de... Nu dau nume ca să nu-l fac de bășcălie, inginerul mi-a spus clar. Am vorbit cu Vârmi, avem pregătit totul, iau pe măicuța mea și am plecat în munți. Mă credeți că eu... Vrei să spun ceva? Dacă e să mă lupt, eu mă lupt și cu baioneta, fără gloanțe, fără nimic. Vrei să spun ceva? Ca el, Dragoș, sunt foarte mulți tineri în țara asta. Știu, păi, dar eu ce v-am spus că sunt din sistemul militar care fac chestia asta. Își dau demisia întrepunerea numărul 2. Bun. Deci nu vorbesc de civil. Ultima întrebare, Dragoș. Cum ți se pare, care este din punctul tău de vedere, dacă e un efect pervers, un efect neștiut al acestui val de plecări din sistemul de siguranță interne, apărare, servicii? Da, s-au fost tot timpul, să știți. Uitați-vă și înapoi în spate. Când așa au fost că acum niciodată? Nu, niciodată ca nu, asta cu nu. Deja trebuie să vă spun. Deci cu pensiile a fost în fiecare an a fost chestia asta. Când s-a mărit, când a spus că se dă pensia 100% sau 105%, toți au ieșit. Asta au fost în fiecare an. Da, să vedeți că statistica asta e. În fiecare an. Și anul trecut, la fel, a fost o perioadă când s-a dat 105% sau 110%. Și au plecat atunci. Formă s-a oprit. Deci tine ca militar nu te sperie. Da, nu. Păi dar oricum ce să mă sperie, că ies ăștia pătrâni care nu mai au chef de muncă. Am înțeles. Bravo, uite, mai mă liniște și eu. Bine. Păi normal, păi ce să facem cu ei? Dacă nu mai au chef de muncă și au oasele tăbăcite în toată armata, că sunt oameni bătrâni, vă spun eu. Sunt oameni tăbăciți. Care ies la 4, 5, 7, 50 de ani. Civilii nu știu ce înseamnă armată și instrucție și să mănânci și toată ziua să alergi și să sară. Să ai 40-50 de kilograme pe tine să faci instrucție. Ei spun că totul e floare la ureche. În sfârșit. Bine, Dragoș. Și haideți să vă spun o chestie. Te rog. Gândiți-vă dacă rusul vine cu 100.000 de oameni, la noi au fost numai 20.000, 25.000 la pregătirea aia. Ce înseamnă? Foarte tare. Mersi mult, tot, Dragoș. Unde? La? La Sfântul Gheorghe. La Sfântul Gheorghe sunteți în direct.
Alo? Bună ziua, domnul Barbu. Liviu mă numesc din Sfântul Gheorghe. Salut, Liviu, ești în direct. În legătură cu emisiunea dumneavoastră, cred că cadrele militare care pleacă, după ce s-a auzit zvonul ăsta cu modificarea pensiilor militare, din punctul meu de vedere, nu sunt trădători. Înțelegeți? Da, te ascult. Și eu sunt fost militar de carieră, am slujit patria 34 de ani și am ieșit la pensie, după calcule, cu 102%. Deci ăsta este calculul corect și normal cu care... Fii atent, ce vreau să te întreb, că ne apropiem de final și pentru că ai fost, da, militar, ai fost militar de carieră, vreau să știu părerea ta. Faptul că rușii pregătesc pentru toamna asta cel mai mare exercițiu militar vreodată de la Uniunea Sovietică încoace, taman pe granița de est a NATO, cum ți se pare? Domnul Barbu, mi se pare o mare provocare pentru noi ca țară și un mare pericol, zic eu, nu știu. Foarte tare. De ce îl vezi ca pericol? Pentru că, cum spunea antevorbitorul dinainte, deci Rusia este o forță care în câteva ore deja, cum se spune, ne poate pune probleme de ordin militar de nu le putem rezolva noi. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, mulțumesc mult la Sfântul Gheorghe. Aceasta a fost ediția de azi. Rămâneți pe B1 TV. Noi ne revedem mâine la ora 18, o seară minunată, vă doresc.